Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. Alături de mine în această seară este domnul Andrei Nedăr, fost viceprimar, consilier local municipal din partea PNL. Domnule Nedăr, bună seara, bine ați venit. Să rămână, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. A trecut ceva de pe 9 iunie până acum, a trecut ceva timp, dar aș vrea să discutăm împreună și rezultatul alegerilor locale. Aș vrea să vorbim și despre ce se va întâmpla din septembrie în Consiliul Local Municipal. Dumneavoastră sunteți încă acum din partea PNL consilier local, dar am văzut că partidul nu va mai trecut pe un post eligibil pentru Consiliul Local, nici pentru Consiliul Județean, așa cum am văzut că au fost mutări în cazul domnului Sangiu mai ales. De ce s-a întâmplat asta? N-au fost mulțumiți de activitatea noastră în Consiliul Local? Nu știu neapărat dacă faptul că n-au fost mulțumiți de activitatea mea sau au fost. În primul și în primul rând, după cum știți, partidul are de foarte puțin timp o nouă conducere. Conducere care, din punctul meu de vedere, nu știu dacă îmi știa foarte bine activitatea pe care eu am avut-o în actuala stagiune a Consiliului Local. Și, după cum ați văzut și dânsi, au venit cu o nouă echipă, o echipă pe care dânsii au considerat-o câștigătoare, care din păcate s-a arătat a nu fi chiar atât de câștigătoare. Au venit cu oameni noi, cu oameni din punctul meu de vedere care nu știu neapărat să spun că au tras partidul înapoi, dar la rezultatul pe care l-au obținut au stagnat, ca să spunem așa, partidul. Din păcate, PNL-ul încă o dată a pățit același lucru care l-a pățit chiar și acum 4 ani de zile, adică aceea nestatornicie, să spunem, sau mai degrabă faptul că n-a existat o continuitate, dăunează foarte mult partidului. Aici, începând cu Consiliul Local, Consiliul Județean, organizații locale din județul Buzău și, de ce să nu spunem, chiar și cu conducerea care se află așa, mai în permanență, într-o luptă de putere. Lucrurile astea, după cum am văzut, am și spus, și acum 4 ani de zile, vedem și acum câteva luni de zile, nu au adus un plus partidului sub nicio formă. Din contră, am avut destul de multe semnale din partea cetățenilor buzoieni, alegători de Partid Liberal, liberali chiar înfocați, care au spus că nu se regăsesc sub nicio formă în lista pe care partidul a prezentat-o la alegeri și ori s-au îndreptat spre alte organizații politice, ori au preferat să nu se prezinte la vot. Continuăm imediat cu analiza rezultatelor, dar vă întrebam dacă au existat negocieri între dumneavoastră și conducerea partidului, de ce ați fost pe locul 13 pe lista pentru Consiliul Local? Nici nu știu dacă din păcate sau din fericire pot să spun că nu am avut discuții vis-a-vis de poziția pe care am ocupat-o într-un final pe listele de alegeri la Consiliul Local. Dosarul meu, să spun așa, că a rămas acolo și probabil din inerție s-a depus în cadrul listei de Consiliul Local, pentru că acum, fără lipsă de modestie, dar niciodată nu m-aș fi prezentat într-o listă pe locul 13, pentru că eu consider că nu mi-este locul sub nicio formă. A fost acolo, de altfel, și viceprimar? Nu neapărat faptul că am fost viceprimar este lucru care mă recomandă cel mai mult, dar sunt lucruri pe care eu le-am făcut pentru cetățenii din municipiul Buzău, care le-am făcut pentru municipiul Buzău. Sunt proiecte care le-am propus, le-am desfășurat și le-am terminat în municipiul Buzău. Lucru care consider că pot să-l fac în continuare, lucru care consider că mai am, pentru faptul care consider că mai am multe lucruri de spus chiar în politica administrativă locală. Bun, despre rezultate, acum să vorbim mai pe larg, pentru că probabil ați urmărit și declarațiile domnului senator Vlad Pufu vis-a-vis, în primul rând, de organizarea de campanie. Spunea dânsul că n-ați avut o organizare bună, că ați mers în echipă așa ca Waze-ul pe străzi, referindu-se la faptul că n-ați avut o țintă sau nu știați un program bine stabilit dinainte. A fost o campanie prost organizată, de aceea rezultatul prost, sau oamenii nu mai au încredere în persoanele pe care PNL Buzău le propune pe aceste liste?
În primul și în primul rând țin să spun că nu am participat foarte activ la campania electorală. De ce nu ați participat? În primul și în primul rând am participat într-adevăr foarte activ și zi de zi așa am fost pe străzi în perioada pre-campaniei electorale, undeva în jur de o lună și puțin, adică din momentul când doamna Ichim și-a anunțat candidatura până la depunerea listelor. Știți foarte bine că am avut inclusiv în primăvară, iarna, am avut o campanie împreună cu domnul președinte Vlad Pufu pe zona Unirii, unde ne-am prezentat iar o perioadă destul de lungă și cam zi de zi. N-ați fost doar dumneavoastră cu domnul Pufu, a fost și domnul Irina. Nu, păi da, asta am spus, ne-am prezentat. Da. Mă refer la biroul municipal din acea vreme și chiar și noi colegi care se alăturaseră echipei atunci, pentru că vorbim aici și de domnul Irinel Cârstea și de domnul Roșioru, care venise între timp, inclusiv domnul, cred că și domnul Marius Sudito a fost cu noi așa, și bineînțeles cei consilierii locali care eram la vremea respectivă PNL. Deci, v-am spus, în perioada aia eu consider că a fost o muncă dedicată, o muncă pentru municipiul Buzău și pentru a încerca să rezolvăm niște probleme din municipiul Buzău. Nu știu dacă le-am rezolvat, dar după cum s-a prezentat votul, presupun că cetățenii au fost mulțumiți într-un fel cum s-au rezolvat lucrurile, nu neapărat de noi, așa e puțin ironic ceea mă ce spun. Mă referiți la Unirii Sud, pentru că acea campanie mă referesc la Unirii, da? Exact, unde am observat că cetățenii au mers tot și au votat actuala administrație. Deci, în majoritate covârșitoare. În majoritate covârșitoare, secțiile de acolo au fost câștigate de actuala majoritate din Consiliul Local. Ca de altfel, aproape toate secțiile din Buzău. Da, cu, cred că, o excepție, ceva de genul ăsta. Pe perioada campaniei pot să spun că, din punctul meu de vedere, bineînțeles, acolo lucrurile au fost foarte vizibile și mă refer aici, în primul rând, la lista pe care fiecare organizație politică a prezentat-o. Bineînțeles că cetățenii atunci și-au făcut o imagine, au știut clar spre cine ar trebui să se îndrepte pe data de 9 iunie, când au fost alegerile. Deci, presupun că unul din principalele puncte au fost lista. Bun, de ce nu v-ați implicat mai mult în campanie, domnule Nedăr? N-ați fost după cum v-am spus, adică consider că poziția pe care mă aflam pe lista de partid nu ieșeam sub nicio formă în evidență. Adică era clar că nici cetățenii n-ajungeau să mă vadă pe mine pe listă, nici eu nu puteam să mă prezint prea în fața cetățenilor, pentru că erau colegii mei din față care trebuiau să ajungă ei primii. Era logic pentru ei. Despre ei era campania, să spunem așa, nu despre opoziție în proporții covârșitoare pierzătoare, ca să spun așa. Și atunci, cum mi s-a mai spus și atunci când am plecat de la primărie, să las un loc liber, pentru că trebuie să vină altcineva să ajute echipa. Și în condițiile acestea o să vă întreb direct, de ce n-ați plecat din PNL? Că bănuiesc că nu vă regăsiți în echipa actuală, mai ales că nu vi se oferă nimic. În primul și în primul rând, misiunea mea în cadrul organizației PNL nu s-a terminat prin faptul că sunt încă consilier local ales pe listele PNL și consider că am o datorie față de cetățenii care m-au ales la cu 4 ani de zile pe listele PNL. Nu știu dacă aș avea o putere mai mare sau o putere mai mică dacă aș pleca la ora actuală din organizația PNL. Într-adevăr, pot să spun destul de răspicat că nu mă regăsesc în această formulă pe care PNL o prezintă la ora actuală, nici la municipii și cu atât mai mult în organizația județeană, dar pot să spun până una alta că nu am purtat discuții cu nimeni din organizația nici județeană și din organizația municipală. Vă închipuiți, încă lucrurile nu sunt aranjate. După cum ați văzut și dumneavoastră, în media există discuții și, să nu spunem, neapărat dispute între, nici nu știu, actuala sau fosta conducere cu cei care se prezintă acum. De-aia cred că pot să spun cel mai bine între președintele organizației municipale și candidatul la primărie. Cred că au fost așa niște ușoare discuții, nu văd altfel lucrurile. Da, declarațiile au fost făcute chiar aici, în studioul Campus TV, de către domnul Vlad Pufu,
cel care conduce organizația municipală, n-a primit un răspuns de la doamna Carmen Nichim, care a fost candidat la primărie, dar noi încă așteptăm răspunsul. Vreau să vă întreb dacă știți, că acum înțeleg că nu prea vă implicați, sau de fapt corect ar fi spus nu vă implică cei din conducere. După declarațiile făcute aici de domnul Pufu, ați avut vreo întâlnire la partid să îi dați așa atenție, să îi dați un răspuns, să analizați? Sau domnul Mocanu, doamna Ichim, au fost interesați să analizeze nemulțumirile până la urmă ale unui lider de organizație municipală? În cadrul organizațiilor și în special acea organizație municipală, până la ora actuală nu s-a făcut nicio ședință de sinteză pentru rezultatul obținut în alegerile din 2024 la locale. Unul mi se pare destul de ciudat, ținând cont că urmează încă 3 tururi de alegeri, ceea ce este foarte important, inclusiv pentru micuța noastră organizație PNL municipală. Lucrurile... Dar un partid mare, domnule Neder, să nu într-adevăr, un partid foarte mare și... Național-liberal. Exact, vorbim de Partidul Național Liberal, vorbim de cel mai vechi partid aflat încă pe piața politică, să spunem, românească. Vorbim despre un partid care a lăsat urme adânci în dezvoltarea acestei țări încă din anii 1800, încă din timpul anilor 1800. Vorbim de evenimente în care au fost implicat Partidul Liberal de-a lungul acestor secole și, după cum vedem, din păcate, așa, într-o, să zicem, decădere mai degrabă de spus, nu știu încotro se va îndrepta, vă spun foarte sincer. Sperăm totuși că într-o zi lucrurile se vor așeza și vor merge cu totul și cu totul altă direcție. Bun, acum vreau să vorbim puțin și despre echipa de la Consiliul Local Municipal. Sunteți încă alături de domnul Irinel Cârstea, domnul Silviu Roșioru, domnul Sangiu, consilieri locali în acest mandat. Doi dintre ei ar trebui să fie și în mandatul viitor. Avem certitudinea că domnul Roșioru va fi consilier local PNL, sigur, dar se tot discută despre domnul Irinel Cârstea, care ar putea să nu mai intre în Consiliul Local Municipal. Asta pentru că trebuie validat de conducerea partidului, chiar dacă oamenii au votat o listă pe care domnul Cârstea era acolo pe locul 3. Cum comentați și ce știți din interior? Încă o dată vă spun, nu am ce să știu din interior, pentru că nu s-au purtat discuții cu membrii, iar cu mine cu atât mai puțin. După cum v-am spus la începutul emisiunii, lista eu am considerat-o ca fiind una din marile probleme ale preferințelor alegătorilor de PNL în această sesiune de vot. Cine nu avea loc pe listă, din punctul nostru de vedere, astfel încât oamenii să voteze număr mai mare cu PNL? Cine nu avea loc pe listă? Da, unde sunt greșelile? Gândiți-vă foarte bine că în primii, cred că această remarcă a făcut-o inclusiv domnul primar, cred că undeva în primii 8 nu se găsea... Care nu e parte din PNL. Care nu e parte din PNL, cum așa? Încurcăm taberele, da. Undeva în primii 8, niciunul dintre ei nu erau membrii PNL, din cei din lista prezentată de PNL. Atunci este clar că un alegător PNL îl obligai să-ți voteze cu totul și cu totul alt partid la aceste alegeri. Cer scuze față de colegii mei, am avut o colaborare și știți foarte bine că am încercat oarecum să ne restrângem așa într-o mică opoziție în Consiliul Local, împreună cu colegii din PMP și împreună cu colegii din USR la vremea respectivă. Acum suntem o familie penelistă așa, cu toată lumea, ca să spunem. Pot să spun că dânsii erau mai buni, unul era mai bun, unul era mai slab, unul era mai... priceput. Eu consider că am făcut oarecum o echipă, pentru că au fost proiecte pe care dânsii le-au susținut și automat și noi ne-am alăturat lor, au fost proiecte pe care le-am susținut noi și ei au venit, s-au alăturat nouă, au fost proiecte pe care le-au contestat dânsii și noi ne-am alăturat contestației lor și tot așa. Deci și asta n-am făcut-o numai de dragul de a fi în opoziție sau pentru că oarecum am avut aceeași viziune.
Acum, după cum ați văzut, membrii peneliști au cam fost dați deoparte, au venit acești noi membri din alte formațiuni, au luat locurile. Nu asta v-am spus încă o dată, nu este asta cea mai mare problemă pentru mine unul. Problema se pare că a fost totuși pentru preferința alegătorilor. Și asta s-a revăzut în alegeri. Pot să vă spun doar atâta. Domnul Irinel Crâstea cred că a fost în decursul acestor 4 ani de zile unul din principalele, să spun așa, redute în disputa cu majoritatea din Consiliul Local. A făcut, nu de puține ori, a făcut o opoziție pertinentă, o opoziție demonstrată foarte clar prin ceea ce a spus, demonstrată prin lucrurile pe care a reușit să le scoată în evidență și, de ce nu, de foarte multe ori a cerut explicații pentru ceea ce încercau cei din majoritate să execute. Eu îi văd în continuare locul în Consiliul Local, indiferent pe lista oricărui partid s-ar afla, indiferent de partidul pe care s-ar afla, pentru că, de ce să nu recunoaștem, este o voce puternică a Consiliului Local în această perioadă și cred că ar fi bun de oricare parte s-ar afla. Că este pe partea opoziției, că este pe partea majorității, dânsul are foarte bine justificate și foarte bine întemeiate activitățile pe care le întreprinde în cadrul Consiliului Local și, cum v-am spus, și ceea ce spune acolo. Bun, acum aș vrea să vorbim despre rolul dumneavoastră în Consiliul Local Municipal, domnule Nedăr, pentru că au trecut aproape 4 ani din acest mandat. Nu sunteți la primul mandat de consilier local. Vreau să le spuneți celor care ne urmăresc, care vi se par dumneavoastră că au fost cele mai importante proiecte la care ați contribuit, pe care le-ați depus, chiar dacă n-au fost aprobate. Ce ați încercat să faceți pentru buzoieni din această postură? Din păcate, în acest mandat, reușita noastră a fost destul de mică, prin faptul că în ultimii 4 ani a fost o majoritate covârșitoare a celor din PSD și care au avut grijă ca principalele proiecte aflate pe lista de vot să fie ale dânșilor. Nu de puține ori și de fiecare dată aproape proiectele propuse de noi cei din opoziție au fost respinse cu majoritatea celor 16 consilieri PSD și, da, fără, pot să spun că nu sunt proiecte care se poate lăuda vreun consilier din opoziție că le-ar fi întreprins așa cap-coadă în acest mandat. Însă, nu de puține ori, cum am spus și despre domnul Cârstea, și eu am luat parte la anumite discuții, am adus către Consiliul Local în vedere anumite lucruri care se întâmplă în municipiul Buzău. Cred că vă aduceți aminte, chiar în emisiunea dumneavoastră am avut acea intervenție prin care am spus cu formarea unui sens unic pe cele două străzi, Colonel Buzoianu și Strada Patriei, lucru care a fost luat în calcul ulterior de către administrația locală. Știți foarte bine că am avut iar o luare de poziție atunci când s-a organizat meciul de handbal România-Grecia în Buzău și am spus că nu este un lucru foarte pozitiv pentru, adică nu este un plus, de fapt, nu foarte pozitiv, nu este un plus pentru handbalul buzoian organizarea acestui meci. Am cerut la vremea respectivă ca banii să fie îndreptați către grupe de copii și automat organizarea unor meciuri cu premii pentru copii. Cred că au mai fost și alte proiecte de-a lungul anilor. Ne-am opus, bineînțeles, și am încercat să minimalizăm cât mai mult efectul acestui sistem de monitorizare a traficului cu aceste foarte multe semafoare care se regăsesc la ora actuală în traficul buzoian și cred că au mai fost și altele, după cum v-am spus. Bineînțeles, de fiecare dată la formarea bugetului am venit cu fel de fel de propuneri. Țineți minte că an de an am încercat să propunem acea platformă industrială care trebuie să înceapă odată formarea în municipiul Buzău. Am propus acel bazin de not didactic la nivelul municipiului Buzău. Dar, după cum am spus, puterea noastră a fost foarte mică în acest 4 ani, iar majoritatea covârșitoare a celor din PSD ne-a dovedit, ca să spunem așa.
Da, oricum n-ați renunțat. Am văzut că nu am renunțat tot timpul exact. Proiecte. Unele dintre ele au fost și împrumutate, chiar dacă au fost votate sub altă siglă de partid. Pot să vă spun atât că am luat parte și întotdeauna am votat proiectele, indiferent de cine au fost propuse proiectele care au fost viabile pentru cetățeni și au adus în plus municipiului Buzău. Bun. Despre ultima ședință de Consiliul Local Municipal aș vrea să vorbim puțin, domnule Nedăr, pentru că au fost discuții referitoare la un credit, da? Un credit despre care s-a mai vorbit. Ce s-a mai întâmplat în ultima ședință? Da, după cum știți, acei bani sunt, și încă o dată ni s-a explicat același lucru, acei bani sunt, acest credit există de mult în municipiul Buzău, numai că în fiecare an, netrăgându-se încă banii din acel credit, el își schimbă prioritățile la fiecare proiect. Pe de o parte pot să spun că este bine, pentru că încă banii nu sunt consumați de acolo și automat nu generează dobânzi sau alte penalizări pentru municipalitatea buzoiană. Pe de altă parte, ținând cont că Uniunea Europeană în ultimii ani și de ce să nu recunoaștem și statul român care a avut niște proiecte deosebite, vorbesc aici de proiectele pe PNRR-uri sau pe Angel Salini, bani au fost nu mulți, foarte mulți pentru dezvoltarea municipiilor, localităților din România și cred că se puteau găsi pentru anumite proiecte, inclusiv bani în aceste sisteme de dezvoltare existente. Deci nu cred că era nevoie sub nicio formă pentru un împrumut. De aceea, întotdeauna la partea cu împrumuturile rambursabile, eu și ceilalți colegi ai mei ne-am abținut pentru, sau chiar am fost împotrivă pentru aceste lucruri. Un telespectator vă întreabă cum e posibil să aveți în Consiliul Local un proiect aprobat care obligă persoanele cu handicap, dacă vor să aibă un loc de parcare, să aibă permis sau să fie mașina pe numele lor. Sunt persoane care au dizabilități și, evident, nu pot conduce un autoturism. În primul rând există persoane cu dizabilități care au dreptul să conducă autovehicule. Dar există și persoane care nu o pot face, domnule. Dar există și persoane. Atâta timp cât legea din România permite ca o persoană care are dizabilități să fie posesorul unei mașini, asta nu înseamnă că are și permis, vă închipuiți automat. Nu, e vorba despre acel regulament pentru obținerea unui loc de parcare. O persoană care nu are permis, are dizabilități și are nevoie de cineva care să o însoțească, da, și un mijloc de transport, evident, nu beneficiază de un loc de parcare pentru un însoțitor, tocmai din cauza acestui regulament. Nu ar putea fi modificat? Da, este un lucru, n-am știut de lucrul acesta, după cum știți, nu noi am fost cei care am fost la baza creării acestui regulament pentru locurile de parcare. Mulțumesc cetățeanului că a venit cu această lămurire, ca să spun așa, și cu această cerință și am să propun Consiliului Local în prima ședință să se aducă un amendament la acest proiect pentru introducerea acestui punct. Un alt telespectator spune așa: aș dori ca domnul consilier local să vadă imaginile din toaleta bărbaților de pe platoul Dacia. Avem și imaginile pregătite, astfel încât să le vedeți, domnule Nedăr. Și spune că este ferm convins că nici măcar din curiozitate nu ați intrat acolo, după faimoasa recepție. Dacă vedem imaginile, să le vedem și pe ecran. Spune că asistăm la o risipă continuă de apă, în condițiile în care alții nu au apă sau au cu program. Care sunt, domnule consilier, cheltuierile lunare cu aceste toalete și de ce arată așa la niciun an de la recepție? Și, evident, din cauza căldurii, spune că n-au mai rezistat senzorii. Apa curge în continuu, dacă nu observați în imagini ce vrea să transmite telespectatorul. Vă rog să dați un răspuns. Deci, în primul rând, pot să spun că este un proiect pe care consilierii locali PNL au fost împotrivă și chiar au făcut destul de multe valuri vis-a-vis de această reamenajare a platoului Dacia. Știți foarte bine că am încercat fel de fel de lucruri și am scos întotdeauna în evidență felul cum s-au desfășurat lucrările în platoul pentru reamenajarea platoului Dacia, că este un lucru inutil pentru municipiul Buzău și că nu ar trebui mers. Inclusiv candidatul la primărie, doamna Ichim, a avut în programul dânseia o amplă
să spunem așa, dezbatere vis-a-vis de acest proiect. Ca și cetățenilor, nici nou în Consiliul Local nu s-au dat foarte multe lămuriri vis-a-vis de cheltuielile care s-au desfășurat și cheltuielile care au fost cheltuielile care au fost cu amenajarea platoului Dacia. Vă închipuiți că acum cu atât mai puțin ni se dau. Dar vorbim strict despre această situație, domnule Nedăr. Toaleta de pe platou. Deci revin, lucrurile acolo nu țin numai de toaletă. Țineți foarte bine. Da, apa curge în continuu, ar trebui să intervină cineva. Acolo trebuie în primul și în primul rând sesizată o echipă de instalatori, că presupun că cei de la Urbi sau știu eu ce alt serviciu din... Da, după ședință o să dăm telefonul unui coleg de primărie, la administrația. După emisiune, dar oricum au văzut emisiunea, acum în emisiune au văzut deja. Da, eu am să-i dau unui coleg, să-i spun, domnule, să meargă să remedieze problema, dacă mai există, dacă nu cumva între timp s-a remediat. Îi mulțumim telespectatorilor. Dar încă o dată vă spun, această problemă nu a fost, este și noi am dezbătut-o foarte mult timp și ne-am opus vehement pentru acest proiect desfășurat de domnul primar în municipiul Buzău. Trebuie să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva minute. Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul consilier local PNL Andrei Nedăr. Domnule Nedăr, vorbeam în pauză și am văzut că l-ați anunțat deja pe domnul care a devenit administrator public al municipiului Buzău, domnul Ștefan Oprea, să ia măsuri să rezolve problema de la toaleta de pe platou, da? Da, l-am anunțat pe domnul administrator mai nou al municipiului Buzău. Am avut plăcerea să-l cunosc încă din perioada când eram la viceprimarul municipiului, dânsul fiind pe vremea aceea administratorul primăriei. Și, într-adevăr, îl consider un domn foarte capabil și cred că va face față cu brio acestei funcții nou apărute, ca să spunem așa, în nomenclatorul administrației locale. Domnul Ștefan Oprea, inginer de 46 de ani, cum va ajuta Buzăul din această nouă calitate de administrator public al municipiului? Păi, în primul rând, cum am spus, trebuie să-ți spunem cetățenilor că are o experiență în administrația locală de peste 5 ani de zile și chiar la bazele, să spunem, administrației, cum am spus, fiind administrator al primăriei municipiului Buzău. Lucru care se pare că l-a făcut cu brio și de ce să nu specificăm și pe placul administrației primăriei municipiului Buzău. Este foarte important și am spus acest lucru pentru că este foarte important ca toată lumea să se înțeleagă cu toată lumea în cadrul administrației pentru că așa lucrurile merg foarte bine pentru cetățenii din municipiu. Mai spune un telespectator, ne trimite și imagini din trafic de pe strada Speranței, văd în imagini, și spune că au leșinat senzorii. Nu știu dacă se referă la semafoare sau tot la situația de pe platou. Oricum, semafoarele inteligente par că nu fac față nici pe vreme de cod roșu, portocaliu, galben, nici pe vreme de frig. Păcate, semafoarele nu prea au făcut față de la început și după cum știți, a anunțat chiar colegul meu din Consiliul Local cu câteva emisiuni, spuneau că încă acolo se găsesc niște oameni care parcurg primii pași ale învățării rostului acestor sisteme inteligente de circulație. Despre traficul din Buzău, despre trafic chiar vreau să atingem și acest subiect. Presupun că în viitorul apropiat lucrurile, după cum a anunțat domnul primar, se vor înrăutăți pentru faptul că vor merge mai departe lucrările. Din păcate, domnul primar n-a anunțat că traficul va fi din ce în ce mai greu de... Îmi pare rău că la ultima ședință chiar am vrut să atrag atenția celor din primărie pentru faptul că școlile s-au terminat și că ar fi bine ca în această perioadă lucrările să se pună mai mult accent pe lucrările din jurul acestor grupuri școlare, ținând cont că fie este vacanță, probabil lucrurile s-ar desfășura mult mai rapid și cu îngreunări de trafic mult mai puține. Și de ce nu le-ați atras? După cum știți, a fost o ședință așa scurtă, cu doar două subiecte pe ordinea de zi.
și au mers lucrurile pe repede înainte, dar nu e nicio problemă. Probabil săptămâna viitoare este ședința ordinară din această lună și atunci cu siguranță voi trage acest semnal de alarmă. Oricum e bine că sunt șantiere, pentru că sunt câteva străzi care n-au văzut asfaltul de mult. Mă refer la Răscoalei, mai sunt câteva exemple care ar trebui să înceapă să fie în lucru prin acel program Angel Salini, nu? Da. Așa că oamenii mai așteaptă să se întâmple și ceva exact. În sensul noi ăsta. Noi încă așteptăm. Eu am cerut o listă a acestor străzi de la începutul anului. Domnul viceprimar m-a asigurat că o să o primim și am spus vreau să atrag în următoarea ședință spre atenția către aceste străzi din jurul grupurilor școlare. Da, telespectatorul care ne-a trimis imaginile spunea că e vorba despre intersecția străzilor Verii cu Alexandru Marghiloman. Acolo sunt probleme, probabil, cu semaforizarea. Probabil că cetățenii au observat în ultima perioadă și câteva sensuri unice instaurate la nivelul municipiului Buzău și mă refer aici în zona parcului Marghiloman. S-au creat străzi cu sens unic, cea de lângă zidul Marghiloman, nu știu, nu-i comete acolo, parcă, nu știu cum, stelei, nu știu cum se numește, s-a creat cu sens unic dinspre Broșten, cred că, spre strada cea cu școala de surzi. Am un lapsus acum cum se numește. Oricum, Horticolei, către Horticolei, da. Și automat următoarea este cu sens invers. S-au terminat, am văzut oarecum s-au pus lucrurile la punct în capătul străzii Horticolei pentru trecerea pe sub calea ferată și acum se circulă, am văzut chiar zilele trecute. Oricum știu că sunteți de acord cu sensurile unice instituite pe anumite străzi. După cum știți, chiar eu am fost unul dintre cei care am propus în cadrul Consiliului Local, bineînțeles asta și la sugestia cetățenilor din municipiul Buzău. Da, este unul din lucrurile care probabil se va pune accent și cu siguranță, nu numai în municipiul Buzău, am văzut așa, cred că în întreaga lume s-au instituit aceste lucruri și cu atât mai mult în municipiul Buzău, pentru că aceste sensuri unice cumva suplinesc și lipsa locurilor de parcare. Adică aceste sensuri unice dau posibilitatea cetățenilor riveran, ca să spunem așa, să-și parcheze și mașinile și lăsând în același timp și loc circulației. Domnule Nedăr, săptămâna viitoare ce discutați în ședință? Sau până un alt an nici nu s-a anunțat ședința. Eu am spus că, ținând cont așa cronologică, mai puțin din lună va fi cu siguranță în următoarea săptămână va fi ședință și automat nu avem nici proiectele puse pe ordinea de zi. Din lună, deci exact. Pot fi chiar deci, în ultima săptămână. Da. Proiectele sau ședința da. Poate fi în ultima săptămână din lună. Da, probabil că în continuare se va merge pe proiecte de, în primul și în primul rând, după cum știți, proiectele cu rectificarea bugetară, pentru că deja am trecut de jumătatea anului și automat vor intra în lucru, se poate umbla la rectificarea bugetară. Trebuie să ținem cont că vor începe campionatele sportive și automat bugetele pentru echipele pe care cluburile clubul municipal le are în subordine, va avea automat nevoie și de bani. Probabil, bineînțeles, multe proiecte bazate pe completări sau știu eu chestii de genul pentru lucrările care sunt deja în desfășurare la ora actuală în municipiul Buzău. Iar după cum știți, la noi nu prea au fost lucrări care, pe banii care am contractat, am și terminat proiectul. Și de ce nu, probabil, proiecte noi pe care municipalitatea le va desfășura în viitorul, în următorii 4 ani de zile. Dumneavoastră, până luna septembrie, v-ați mai gândit la un proiect pe care să-l depuneți? Că ar mai fi timp? Da, în continuare voi încerca să mai trag, cum am spus, de niște proiecte legate de partea asta de sport și în continuare vom insista, dar v-am spus, este greu pentru că nefiind început de an și nefiind un buget întreg, nu pot să bagi într-o rectificare bugetară un proiect pe foarte mulți bani. După cum am spus și am insistat în continuare, este nevoie neapărat de niște proiecte și chiar săptămâna trecută, dacă ați urmărit, săptămâna asta de fapt, dacă ați urmărit, în cadrul ședinței de Consiliu Local, chiar cu aceste două proiecte, am avut invitat, să spunem așa, un membru al societății civice,
o persoană destul de activă, a fost chiar și membru a unor partide politice, care a venit și ne-a atras încă o dată atenția, nouă mai puțin și mai mult domnului primar, că pe partea economică nu s-au dezvoltat proiecte în ultimii 8 ani de zile sub nicio formă. Și da, eu reprezentant al, să spunem, al administrațiilor de societăți comerciale private din municipiul Buzău, da, pot să spun cu tărie că nu s-a luat nicio măsură benefică pentru această clasă din municipiul Buzău. Și totuși, ați fost acolo în Consiliul Local, de ce nu ați făcut demersuri astfel încât să fie luată o măsură? Demersuri, sau cum, cum am spus, au făcut tot timpul. De la scutirea de anumite taxe și impozite, la crearea de facilități pentru aceste societăți prin crearea de locuri de parcare, prin crearea sau prin aducerea de utilități în cadrul locurilor unde se desfășoară, unde își desfășoară dânsii activitățile. Unele s-au luat în calcul, altele nu s-au luat în calcul, dar încă o dată am să spun, cum am spus și la începutul emisiunii, unul din proiectele care neapărat Buzăul are nevoie este de dezvoltarea acelei platforme industriale, lucru, să zicem așa, primordial pentru dezvoltarea municipalității. Haideți să vorbim cu un telespectator. Bună seara, dar a renunțat între timp. Ne cerem scuze, dar trebuie să lăsăm invitatul să răspundă întâi la întrebare și apoi puteți interveni. Dacă mai avem timp, cred că 7 minute, puteți reveni cu un telefon dacă aveți un mesaj de transmis. Și vorbeam despre problemele din Buzău, domnule Neder. Am văzut că acum intră în lucru strada Independenței și toți cei care parcau acolo trebuie să-și mute mașinile. Ajungem din nou la problema parcărilor și nu doar în zona centrală. Probleme din sunt peste tot. Din păcate, zona aia era și așa foarte, foarte afectată de lipsa locurilor de parcare. Probabil că acolo o mare parte din cei care parcau erau cei de la blocurile de pe strada Unirii. Închipuiți, acum se vor crea probleme mult mai mari decât au existat până la ora asta. Ce-i drept este spre binele comunității, ca să spunem așa. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună ziua. Aș avea două pică de discuția cu azi. Vă rog. Știu că din poziția pe care o ocupați n-a putut și nu trebuie să faci parte din minute, însă ne-aș dori ca în viitoarea sau în prima ședință de consiliu local să întrebați conducerea primăriei și pe domnii consiliu local PSD, vreau să faci cum arată parcul din restul din extindere cu vegetație uscată care trebuia înlocuită de un an de zile, un proiect în care s-a investit foarte mulți bani și care sunt uscați acei mulți bani, zac neînlocuiți, arbuști, vegetație uscată, care conform documentului, nu care garanții. Domnul viceprimar evită să răspundă personal la această întrebare. L-am abordat, dar nu vrea să răspundă, pentru că e vicine, dar nu are ce să răspundă, de fapt. Vă rog frumos, în prima ședință de consiliu local, trebuie atât, dacă domnul îi face curat acest fapt. Vă mulțumim pentru intervenție. Seară bună. Vă răspunde domnul Neder imediat. Vă rog, domnule Neder. Din păcate, această problemă se regăsește la nivelul întregului municipiul Buzău, pentru că nu prea putem să lăudăm prea mult spațiile verzi existente la ora actuală din municipiu. După cum știți, acum, cred că foarte puțin mai mult de un an, s-a desființat acea echipă care avea grijă de spațiile verzi din municipiul Buzău. Și probabil lucrurile au rămas cumva în aer, ca să spunem așa. Da, au fost semne de alarmă trase nu numai de mine, au fost și colegii mei care s-au referit la aceste spații verzi și nu numai a celor din parcul respectiv la care se referă cetățeanul care a sunat mai devreme, ci și din întreg municipiul Buzău. La ora actuală nu putem spune că există o zonă bine întreținută sau bine amenajată, bine amenajată poate, dar nu-i bine întreținută de spații verzi în municipiul Buzău.
Adică chiar pot, singurul lucru care pot să spun așa, s-a terminat chiar cu câteva săptămâni în urmă, cred că este părculețul de la, din zona liceului HD. Avem și imaginile despre care vorbeam mai devreme, trimise de telespectatorul nostru, căruia îi mulțumim, intersecția străzilor Verii și Alexandru Marghiloman. Aici spune telespectatorul că au apărut probleme cu senzorii, probabil semaforizarea nu mai funcționează. Oricum, probleme pare care... pare că semaforul ar merge. Totuși, aici să știți că se creează, la marea parte a zilei se creează niște cozi destul de mare. Din destul ce cauză? De mari, pentru că este foarte prost, să zicem... senzorii din asfalt, cred că la ei se referă. Nu, că acolo nu există senzori asfalt, pentru că în față este strada Marghiloman, care nu are senzori în asfalt, iar pe strada Verii cu atât mai puțin nu există senzori în asfalt. Dar fiind atât de prost dimensionate aceste două străzi, coloanele de mașini, probabil și timpii de la semafori, sunt destul de scurți. În plus, ce să spunem, de la intersecția strada Verii cu Marghiloman până la intersecția, până la bazar, să spunem, la nou sediu al primăriei, cred că sunt vreo 4 rânduri de semafoare. Da, vă sunt închipuiți. Imagini de amator, spuneam, da. Sunt imagini. Vă închipuiți la o oră de maximă circulație, să mergi pe o distanță de vreo 300 de metri în vreo 4 semafoare, este imposibil să nu se creeze astfel de ambuteiaje. De altfel, am văzut că apar din nou cozi pe Unirii la intersecția cu Bălcescu, cel puțin din cauza acelui semafor se creează la anumite ore probleme în trafic. Da, eu am susținut dintotdeauna că această monitorizare accentuată a traficului din municipiul Buzău și, de ce să nu spun, și această modernizare nu a fost un plus pentru... Nu a fost un plus pentru circulația din municipiul Buzău. Din contră, circulația la ora actuală se desfășoară din ce în ce mai prost și, după cum ați văzut, chiar la nivel național am intrat într-un top select al primelor 3 municipii reședințe de județ cu circulație îngreunată, din păcate. Bun, domnule Nedăr, eu vă mulțumesc pentru că ați fost de acord să veniți astăzi, să discutăm puțin și despre rezultatul alegerilor, pentru că nu am reușit să vorbim până acum, pentru că ați fost sincer și ne-a spus exact cum stau lucrurile în partid și cu listele propuse de conducere. O să vedem ce se mai întâmplă din momentul în care vor fi validați candidații la Consiliul Local și la Consiliul Județean. Până atunci mai aveți, cred că, 2-3 luni de mandat. Să spun că ultima lună va fi septembrie. Da. Cred că deja în luna octombrie se începe noua formulă. Și, da, evident, în septembrie, dacă sunteți de acord, să vorbim despre ce vreți să faceți pe mai departe. Dacă mă mai regăsesc. Nu vă opriți aici. O vorbă, cred că aș putea oricând să o spun, fără nicio problemă. Vă mulțumesc și spor la treabă. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Seară bună. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit, vă mulțumim și pentru imaginile transmise, pentru intervenții. Nu uitați, 2 zile, poate chiar 4, din ceea ce spuneau meteorologii, cod roșu de caniculă, e bine să vă protejați și e bine poate să nu uităm nici de animalele care încă sunt pe stradă, să punem apă și pentru ele. Seară bună, nu uitați de jurnal, ne revedem luni!